O nouă ediție a Zilelor Comunei Vetrișoaia a avut loc duminica trecută în satul Reședință de Comună. Sute de locuitori ai Vetrișoaiei, dar și din unitățile teritoriale administrative vecine, au ținut să fie prezenți pentru a se bucura din plin de momentele artistice și sportive puse la dispoziția lor de către primarul comunei Corneliu Stângă. Programul manifestărilor a fost deschis de un turneu de fotbal dotat cu premii, la care au luat parte formații din comună. Timp de 6 ore, acestea și-au disputat întâietatea pe stadionul din satul Reședință. A urmat un program artistic oferit de fanfara de la Valea Mare, continuat de formații și artiști de renume din țară. Dar să-l lăsăm pe primarul de Vetrișoaia, Corneliu Stângă, să ne spună ce s-a întâmplat în frumoasa poveste de duminică seara. Eu vă spun la mulți ani, dragi vetrișeni, stimați invitați, sper să vă bucurați de programul pe care noi l-am pregătit pentru dumneavoastră.
găsit. Mă bucur că sunteți în număr atât de mare și vă invităm la joc alături de noi. Să vă mulțumim.
Doamnelor și domnilor, suntem la Vetrișoaia, unde chiar în aceste momente este în curs de desfășurare o nouă ediție a Zilei Comunei Vetrișoaia. Amănuntele sunt oferite de organizator și organizator nu poate fi nimeni altul decât primarul comunei. Deci iată în stânga mea se găsește domnul primar Corneliu Stângă. Bună ziua, domnule primar, bine v-am găsit la dumneavoastră acasă într-o astăzi de duminică. Bună ziua, bine ați venit la noi, bine ați venit la Ziua Comunei noastre, vă mulțumim că sunteți alături de noi să sărbătorim împreună. Am ajuns la a treia ediție, noul format al Zilei Comunei noastre. Ca să spunem un nou mandatul de când ați preluat. Da, într-adevăr este a treia ediție de când am preluat eu mandatul, se desfășoară și într-o altă dată și într-o altă formulă. Cum s-au desfășurat ostilitățile cu ghilimelele de rigoare până acum, până la ora, iată, aproape 18:30? Păi astăzi chiar am avut o zi plină, am început cu niște activități sportive pe stadionul comunal, pentru prima dată foarte mulți ani am avut o competiție de fotbal. A durat până în jurul orei 15, păi ne-am retras, ne-am pregătit ca să vă primim acum aici. Este încununarea un an de muncă, pentru că eu de mâine, după ce termin această ediție, mă pregătesc pentru următoarea. Toată lumea a muncit, săptămâna aceea trecută a fost una puțin mai dificilă datorită faptului că am avut și foarte multe lucrări în desfășurare în localitate. Se pare că am dus săptămâna la capăt, va începe de mâine dimineață încă una furtunoasă. Eu sper ca cetățenii și invitații noștri să se bucure de ce surprize le-am pregătit astăzi aici. Prin urmare să vorbim de surprize. Care ar fi ele? Haideți să le enumerăm. Pe lângă formatul obișnuit care l-am avut în ceilalți 2 ani, cu formații pe scenă, anul acesta am apelat și la câțiva invitați, meșteri populari. Vrem să promovăm acest lucru aici la Vetrișoaia, vrem să vedem dacă stănim interes și mai mare pentru acest lucru. Poate, cine știe, vom găsi și la noi localitate doritori sau oameni care și-ar dori să reînceapă aceste tradiții frumoase la noi în zonă. Avem produse tradiționale. Ca o paranteză, am văzut pe cei din Laza prezenți aici, da, cu da. Frumoase costume populare. Așa este, așa este. Avem costume populare, avem olărit, instrumente muzicale, produse tradiționale de mâncare, alimentare. Deci sperăm să fie o reușită, sperăm ca oamenii să se bucure de aceste lucruri. Și în plan artistic, cu ce îi încântați pe cei din Vetrișoaia? Artistic, prima dată, bineînțeles că îi vom încânta cu formația noastră de dansuri și câțiva interpreți locali, formația de dansuri Florgică de pe Prut, care în ultimele luni a cam dominat mai toate festivalurile care au fost prezentă și ne-am întors cu foarte multe premii și bineînțeles că azi este momentul lor aici să-i vadă și concetățenii, și părinții, și rudele pe scenă. Mai avem invitat o formație soră de nume, Floricică de la Munte, de la Piatra Neamț. După aceea vor veni greii și vom începe cu un moment de stand-up comedy, Radu Pietreanu, de la Vacanța Mare, puneți că-l cunoașteți și toată lumea știe. Avem formația Like Chocolate și momentul culminant al serii va fi formația Fly Project. Deci iată nume tari, nume grele din muzica ușoară, muzica modernă românească. Domnule primar, pentru că tot pomeneați că ați avut o săptămână foarte grea, chiar la intrare în comun am văzut drumuri asfaltate. Cam câți kilometri de drumuri ați mai asfaltat zilele acestea? Zilele acestea am încheiat primul strat de asfalt pe 6 km. Este prima asfaltare a drumurilor comunale din localitate. Sperăm să mai fie și altele. Săptămâna viitoare va urma stratul 2 de urzură și după aceea, după cum vedeți aici spatele dumneavoastră, sperăm să terminăm, avem un teren de fotbal sintetic, teatrul de vară care încă nu este terminat și trebuie să-l terminăm până la 15 septembrie. Acolo vrem să sărbătorim deschiderea anului școlar. Avem destul de multe proiecte. Pentru anul următor mai urmează încă un proiect de asfaltare, o groapă de gunoi, căminul cultural la anul va fi inaugurat cu ocazia Zilei Comunei și va fi renovat în totalitate. Ei, foarte puțin dintre telespectatorii noștri știu că dumneavoastră oferiți și premii sau burse celor mai buni elevi, celor mai buni studenți din comuna Vetrișoaia. Nu sunt premii, sunt o răsplată a noastră către ei și o apreciere pentru munca pe care o depun în cadrul facultății. Sperăm să-i ajute în viață, să ajungă departe și la rândul lor să se întoarcă și să ajute comunitatea. Tot mai multe voci, domnule primar, spun că ați fi foarte bun pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, filiala județeană Vaslui.
ce zice primarul stângă? Primarul stângă zice că trebuie să-și facă datoria față de comunitatea în care s-a născut și a locuit și l-a sprijinit. Și mai multe nu. Deci, iată, le spuneți celor care tot vă văd pe fotoliu de președinte. Nu, că să nu mă așteptă pe fotoliu de președinte. Datoria mea principală este către cetățenii comunei Vetrișoaia. Aceasta este localitatea și comunitatea asupra care vreau să-mi las amprenta. Mai târziu nu se știe ce va fi, dar cu siguranță nu în viitorul apropiat, nu mă văd acolo. O ultimă întrebare. Se spune despre Vetrișoaia că este bărăganul județului Vaslui. Cum au fost recoltele în acest an? Pentru că a început cu stângul anul agricol 2018. Anul agricol 2017-2018 a început cu stângul. Într-adevăr, în toamna anului trecut am avut o secetă destul de puternică. Nu cu stângă Corneliu. Am avut secetă la semănat, am fost probleme și astfel ne-au fost compromise culturile de toamnă. Asta înseamnă majoritatea rapița, grâul și orzul. Acum se pare că Dumnezeu și-a întors fața către noi și culturile de primăvară arată ceva mai bine. Eu zic că vor fi producții frumoase. Deci încă un prilej pentru cei din Vetrișoaia să sărbătorească în această seară, nu? Cu siguranță, având în vedere că eu sunt provin din mediul agricultorilor și încă am o firmă care se ocupă de așa ceva, sperăm să ne bucurăm într-adevăr și de producții agricole bune. V-am găsit. Vă invităm alături de noi, ansamblul Floricică de la Muzica.